Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Boian a fost reținut pentru 24 de ore după ce a săvârșit mai multe infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost oprit de polițiști pe raza localității de domiciliu în timp ce conducea un moped având o alcoolemie de 0,92. Cercetările au scos la iveală faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere, iar mopedul era neînregistrat. Polițiștii secției de poliție rurală Mediaș au reținut un bărbat în vârstă de 45 de ani din localitatea Boian, cercetat penal pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. În fapt, la data de 29 aprilie, în jurul orei 21:30, bărbatul a fost depistat conducând un moped pe raza localității Boian, fără a deține permis de conducere și având o concentrație de 0,92 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că mopedul este neînregistrat. În baza probatoriului administrat în cauză la data de 11 mai, polițiștii medieșeni au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive.